aici? Ce v-a s-a întâmplat? De dimineață mă doare dintele. Mami, și ce facem acum? Urgent trebuie să găsim o clinică stomatologică. Păi nu știm unde este o clinică stomatologică în Târgu Jiu. Hai repede să căutăm. Hei, ce v-ați oprit acolo? Hai să mergem. Venim, tati, venim, pe Mircea îl doare, mă, seaua, rău. Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit, Mircea? De ce stai cu mâna la cură? Mă doare foarte tare dintele. Și trebuie să găsim neapărat un cabinet stomatologic. Păi știu eu unul. Unde, tati? Spune repede. Este chiar aici, Melisa. Acolo să mergem. Cabinet stomatologic Dr. Vladulescu Mihai. Da, așa este. Am auzit că este unul dintre cei mai buni doctori. Atunci hai să intrăm, dacă o fi deschis. Uite că scrie că are program până la ora 19:30. Să intrăm. Hai odată, că nu mai pot de durere. Arată-mi Mircea un pic. Unde este doctorul? Domnul doctor! Domnul doctor! Sunteți aici! Dar unde este el? Nu răspunde nimeni, Mircea! Ce facem? Hai să intrăm, să-l așteptăm, poate vine. Am obosit. Și căldură de afară, măcar bine că aici este răcoare. Chiar dacă aici este răcoare, oricum pe mine mă doare dintele. Aici este un telefon. Trebuie să fie domnului doctor. Atunci cu siguranță trebuie să fie aici. Dar telefonul mi-a rămas în mașină. Cam cât este ora? Tati, privește. Este un ceas. Deja este trecut peste ora programului. Oare ne va primi? Este unica noastră speranță. Au, nu doare. Dar uite că este acolo o ușă. Să văd, poate aici este doctorul. Wow, ce e aici? Ce e acolo, tati? Este doctorul? Nu, dar este ceva interesant. Veniți să vă arăt. Wow! Melisa, vino să vezi. Niciodată nu am văzut ce se ascunde într-un cabinet stomatologic. Dar tu ai văzut? Este vreun cuptor? Stai, nu, scrie că e pentru sterilizare, mami. Să vedem ce se ascunde aici. Pare ce să fie asta? Tati, deschide-mă repede. Tati, mă repede. Acum ce ne facem? Eu vreau
iau apă, mi sete. Stai, Mircea, că am văzut un frigider acolo la doctor. Merg să văd. Poate are apă. Dar ce este? Nimic? Ah, este, Mircea! Cred că o să ne ajungă până mâine dimineață. Ce spuneți? Stai că văd că are acolo și chiuvetă. Sigur că are apă. Mami, privește! Aici sunt niște pahare. Dă sticla încoace. Hai să turnăm. Eu, mie mi-este sete. Bine, poftim. Oricum, dacă suntem blocați, hai să vedem mai departe ce are doctorul în laborator. Vă este interesant? Da! Dar voi sunteți curioși să vedeți! Ce-i acolo, tati? Vai, câte instrumente sunt aici! Dacă sunt în sterilizator, probabil sunt folosite la pacienți. Mircea, tu bănuiești pentru ce sunt ele? Melissa, știi ceva? Deja mi-a trecut! Dar acolo ce este? Wow! Compresia, mami! Sunt compresia, Melissa, nu pune mâna, că sunt sterile! Și oglinzi! Hai să închidem! Să nu facem vreo boacănă pe aici! Dar ce este oare aici? Vai, wow. Mircea! Uite, un set steril cu oglindă! Și ce sunt astea? Oare ce faci cu acest set? Dar asta ce mai este? Stai să vedem, Melissa! Vai! Uite, are și o plasă aici! Probabil se bagă așa în gură. Ce poate fi asta? Dar pentru ce să o pui mami în gură pe asta? Parcă e o suzetă! Dar ce e în cutia aceea? Ce-i să vedem? Pionierii dinților! Așa scrie? Uhu! Mircea, avem cu cine juca seara asta! Știu, discă! Compas, burghiuri, la ce să le folosești? Și freze! Păi zice că sunt instrumente pentru mașină! Ia să vezi, ce nebunii mai are doctor aici! Zici că e un joc, mami! Zici că e jocul lui Mircea cu războiul vaselor maritime pe apă! Oare cu toate astea găurește dintele? O să ne jucăm cu el de seară. Așa. Mami, privește! Marshmallow! Vom avea ce mânca! Melissa, se pare că ai confundat ceva. Suntem într-un cabinet stomatologic. Nu cred să aibă legătură cu dulcele. Probabil deja ți-ai dat seama ce sunt acestea. Și nu e bezea. Oare să fie mască pentru față? Câte sunt aici? Nu, tati! Privește, sunt șervețele de unică folosință. În orice cabinet stomatologic găsești așa ceva. Da, mi-am amintit și eu. Hai să le punem la loc. Vai, câte mănuși sunt aici! De seară înflăm baloane din ele! Dar aici ce este? Pe frigider? Oh, un clește steril! Dar este mult mai mare decât celelalte pe care le-am văzut! O fi oare pentru elefanți? Vreau să văd ce este și aici! Oh, sună bine! Bănuți! Sau dinți? Wow! Uite acea din alea, care extrag nervul! Vai, prima dată îi văd așa îndeaproape! Despre ce nerv, mami, vorbești? Adică cei care sunt nervoși? Privește, aici un geamantan! Hai să-l deschidem! Wow! Ce este asta? Scrie apă și putere. Gata, eu știu ce este. Un aspirator pentru dinți. Da, din ăla care pune apă și în același timp aspiră saliva. Cine este primul la rând?
Să curățim dințișorii? Eu am încredere doar în doctor. Dar ce se vede în spatele tău, mami? Unde aici? E un butoi, tati. Nu cunosc ce e asta. Este un compresor cu aer. Și furtunul duce la scaunul pentru pacient? Ca să poată ridica scaunul în sus, mami. Tu așa zici. Eu unde să testăm? Eu sunt doamna doctor. Hai să încercăm să ne ridicăm. Dar unde e butonul să se ridice scaunul? Uite-l aici. Cine facem noi până luni? Da, lumea se îngroașă. Dar, tati, tu mașina e încuiată? Fii pe pace, cheia este la mine, am încuiat-o. Doar că telefonul mi-a rămas acolo. Trebuie să găsim urgent o soluție. Până voi găsiți o soluție, eu vreau la baie. Dar aici au Merisa n-a văzut toaletă. Dar stați, că acolo în hol am mai văzut o ușă. Să vedem ce este. Da, da, da. Aici este o toaletă. O, ce bine! Nu vrei? Baloane? Vreau și eu! Ține, mami! Mulțumesc! Mulțumesc! Deja este ora 22. Trebuie să dormim undeva. Ei, unde undeva, mami? Tot aici vom dormi. N-avem altă soluție. Doar suntem blocați. Și eu sunt obosit. Eu îmi iau scaunul și plec să dorm în laborator. Noapte bună, tati! Ce mai obosit astăzi? Copii,
deja este târziu și trebuie să dormim. Hai, tu ești colegi aici, Mircea. Așa. Mami, eu voi dormi aici. Ok. Să te conectezi lumina. Bine. Dar stai! Eu mă tem noaptea prin întuneric. Trebuie să avem lumină ceva. Și încă suntem într-un cabinet de stomatologie. Atunci să căutăm, poate găsim o lampă ceva. Mami, privește, cu această lampă care lucrează doctorul. Dar cum oare se conectează ea? Uite un buton! Da, da, l-am văzut, Melissa. Este! Acum putem să ne conectăm lumina. Direct în ochi. Scuze, Mircea. Așa e mai bine? E super, mami. Bine, eu vă spun noapte bună și merg să dorm în partea cealaltă. Întâmplă la mine în cabinet. Imediat o să chem poliția. Dacă vrei să vezi și partea a doua, continuare, ce s-a întâmplat cu noi aici, nu uita de cele 20.000 de like-uri.